Tânărul a provocat carambolul pe DN65 Pitești Slatina, localitatea Albota, unde a ieșit cu mașina de pe un drum comunal în șoseaua națională fără a se asigura. A izbit violent mașinile care circulau regulamentar, iar două femei au fost grav rănite la picioare, fiind preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Județean de Urgență din Pitești. Gata. Este grav, doctor? E cam gravă. E cam gravă situația. Autoturismele implicate în carambol au rămas pe carosabil, astfel că traficul rutier a fost blocat timp de o oră. Am intervenit cu două autospeciale, Smurd, o autospecială de descarcerare și o autospecială de lucru cu apă și spumă, împreună cu două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță, pentru un accident rutier petrecut între trei autoturisme, două tamponate, două lovite frontal, din care am extras trei victime, două de sex feminin cu fracturi exterioare. Din primele cercetări, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate, în accident fiind implicate trei autoturisme, iar la spital au fost transportate două victime pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal șoferului care a provocat accidentul, iar cercetările continuă cu acesta în stare de libertate.